Bună, dragi prieteni! Astăzi o să vă arăt cum desenez eu un pony și cum se desenează aici. Trebuie să se împartă. Ok, și voi la o foaie și aici am creioane. Așa. Iar eu voi lupta să nu sun ceva. Tare. M-am înțepat. În fine, să începem. Deci, eu o să-l fac liniștită și nu o să ne grăbim. Ok, deci, să căutăm un creion grafic. Uite, l-am găsit pe acesta. El este cu Tinkerbell, dacă se vede. Nu se vocalizează. Cred că la tot se întâmplă asta și foarte mult mă nervează. Deci pe unii. În fine, cred că ar fi bine dacă am întoarce telefonul. Cred că m-ați văzut. M-am văzut pe mine. Ok. Iar eu îi fac prima dată piciorul. Acum o să fac periti. Așa. Eu așa o fac ponei. Dacă se vede. Am pus telefonul pe un suport. Să nu se miște, fiindcă mama mi-e zice că mereu se mișcă și e obositor. Da, sper că vă place. Eu așa fac ponei. Ponei fac mai perfect. Sau hai să facem pe Pinkie Pie. Așa, Pinkie Pie e mai drăguță. Sau să o facem pe Pinkamena! Da, am mai avut un desen cu Pinkamena, dar nu știu ce am făcut cu el, nu mai îl găsesc. Așa, așa că să-l facem înapoi. Știți filmul ăla cu Rainbow Dash când Pinkamena vreau să-l taie, da. Și mama îi duce la, și la acel film. Vom face coada așa. Și aici o să facem părul cam așa. De așa fac eu ponei. Și acum să-i facem semnul. Iar o să fac și niște, încă niște ponei de groază. Nu vreau să visați urât, fiindcă azi e noaptea. Da, normal. Vreau să visați urât cu Pinga mea. Dar știți, nici nu există ponei. Asta e clar. Și de aici, aici o să nu se vadă linia. Ok, acum să facem aici o masă. Eu așa fac mesele. Și aici să facem... Nu prea mă pricep. Să nu râdeți de mine dacă nu prea mă pricep să fac cuțitul. Că nu prea mă pricep. Mami știe foarte bine. Acesta e cuțitul. Da? Stai! Nu cade! Pun aici lângă ponei. Și acesta e cuțitul. Da, se pare că stă în picioare. Vedeți? Și acum vom face aici o parte, parcă. Aici scoate sângele. Și acesta să facem așa o linie unde o să colorăm cu roșu ca să pară că e sânge. Și aici când vin picături de la semnul lui
ceva și fac semnul. Gata. Așa fac eu semnul. Și fac aici o picătură încă una. Aici. Așa, și de aici pică picăturile. Iar aici... Salam. Ce este mai periculos? Drujba! În fine. Drujba e de băieți. Și facem ața. Care trage. Ce facem asta? O, nu cred că mai începe Rainbow Dash. Aici facem linia unde stă Rainbow Dash. Știu, nu prea știu să fac plânii piciu. Dar mă străduiesc. Sau fac un pat. Așa. Unde este Rainbow? Unde s-a trezit Rainbow, da. Și pe aia voi face niște linii astea. Cuie, care nu se poate mișca la Rainbow. Nu știu cum să fac în pune așa. Să nu râdeți de mine dacă nu prea știu să fac. Dacă nici mie nu-mi place, vă șterge. Așa, acestea sunt picioarele. Iar așa voi face. Da, capul e cam ciudat. La Rainbow Dash. Deci mă pricep să o fac pe Rainbow Dash. Nu contează că mă vor, mă pricep să o fac pe Rainbow Dash. Dar așa nu prea. Scuze că nu zic cum trebuie la Rainbow. Nu voi putea la tine. Știți că uite de aici. Așa, și o să pun pe ea să mănânce. Până eu fac. Va fi cam lung acest videoclip. Deci da, scuzați-mă dacă va veni mami și ne va strica momentul când noi facem pe Rainbow Dash, când mă chinuiesc! Așa... Iar să nu cânci toată... Mă părat era să nu cânci toată să fac... Puneul... Așa... Aici facem aripire. Ar fi mai impresionant dacă ar fi Twilight. Dar în fine. E bun și Rainbow Dash aici. Facem așa. O fac o ață. Să fac așa. Unde? Ce vom face unde plânge astăzi lacrimile? Așa, mă. Deci așa e Rainbow Dash și o să-i facem părul. Așa. I-am făcut părul. Ok, acum să... Mai facem ceva. O, da.
Deci vă face aici un perete unde vor fi toate. Astea, știți voi, semnele poneilor, da, o să-i fac și al lui. Toți bine, da, din echipa lor. Ce să fac pe Fluttershy? Nu să le fac culoarea lor, dar o bine. O să fac pe Fluttershy, că iau, mai am Fluttershy, să formă aici. Să fac pe Flutter. Sunt de Flutter. Acum urmează și al lui Rainbow. Ce făcut de Flutter. Ok, să facem iarăși niște picături cu ăsta. O să facem și aici o pată unde curge sânge. De la sângele lui Flutter. Cam periculos. Vă rog să nu lăsați copii mai mici să se uite la prostii deja. Uitați. Aici pe sângele Flutter. Și acum o să mă la pe ușor ca să știu. O să facem semnul de gelestia să fie așa mai impresionant. Oh, Doamne! Scriu cu art, creionul care nici nu are măcar pârâu. Fac sânge, fac sânge, fac sânge. Fie și ciopată. Fac sânge, fac sânge, fac sânge. Sânge. Dar și aici picură sânge și pe aia de culoreț. Așa arată semnul lui Celestia. Așa. Ok, să știți că mai avem de făcut semnul lui Wildlife Rainbow. Deci acum urmează Apple Jack Rarity. Alții și le-am făcut. Și ai lunei. Și zic, cred că se face și capul de Spike. Da, deci capul de Spike va arăta scârbos, deci nu. Ana. O să... Aici să facem o gaură. În ea. Să punem bărături aici. Facem bărături. Cum ar fi burta lui Rainbow, deci unde-i tăiată, se vede? Da. Da. Deci sunt foarte multe elemente. Gândiți-vă cât de albă era și cât de plină e acum. Foarte plină. Oh, ok. Ok. Acum să lăm să-i facem semnul lui. Tu, Light. Picături, 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 picături. Iar o șupată și picături. Gata. Curge semnele. Aici le fac punte care sunt cu ele. Așa. Arată ce scribos. Vă ador acest videoclip. Așa să nu dureze mult. O să vă arăt o floare făcută de mine. Și o să discutăm. Asta că e aici. Și vom la foale. Da, ia. Toate lucrurile. Și o să vă spun din ce e făcută. Păi, am făcut ghiocei. Din așa, am dat ce, adică am făcut cercuri, ceva de genul și am făcut cercurile și apoi am făcut trei și încă trei, la fiecare câte trei și pur și simplu.
am lipit, le-am îndoit, le-am lipit și foarte multe și acum așa, cum arată. Sper că vă place. E făcută de mine. În video următor, o să vă arăt și eu cum se face o floare din asta, ca să faceți și voi acasă. Da, să faceți acasă. Da, faceți acasă. Da, și foarte. Cineva. Așa. Și am trebuit să fac și capsa și am făcut niște puncte acolo și foarte frumos arată, vedeți? Și am făcut aici cu scripice asta galben cu și de aia arată așa. Deci, nu vă îngrijorați. Așa arată. Și aveți grijă cu capsele, pentru că pot fi periculoase. Scuze de gălăgie, dar asta e expresia al mamei. Ok! Iar acum să facem picăturile. Și cred că am terminat cu floarea. Sper că v-a plăcut cum arată. Nu știu cum ce să mai spun. Și cred că le-am terminat. Nu, stai să o facem și al lunii. Așa, cuiu. Să facem și luna. Sunt multe prințesele de Pinky, adică de Pinkamena. Și să facem semnul al Cadence. Așa îi fac semnul câteodată. Câteodată îi fac doar o inimă. Iar acum să fac aici un cui. Fac sânge. Ok, aici vom face un bec. Și asta va fi lumina. De unde por niște becuri. Să facem și alu golili, să formăm de prințese. La tot vanie. Nu prea am principiu. Să fac semnul logurile. Cum să facem semn. Oh! Și se ască și ia semnul. Să-l punem și pe semnul lui Pinky. Pai. Aici un cui că e așa belit ce să-și pună semnul. Deci voi trage linia. Semnul ăsta trebuie aici. Și scriu cu ajutorii mamei. Eu nu știu să scriu. Să nu râdeți nimic. Că am numai 5 ani și nu prea știu, dar știu să fac pony. Și nu prea știu să scriu. Să vedem ce semn. Semnul lor. Aia. Știți aia care are floarea, cum o cheamă? Ok,
Și acum să le încolorăm. Va dura ceva timp. Ok, m-am uitat să văd dacă merge. O să colorăm pe rainbow. O colorăm pe rainbow, deci... Iar acum să îi facem părul. Rainbow deși are și roșu. Galben. Și fac așa, da. Cum vreau eu să fie frumos. Dacă nu vă place, nu mă interesează. Mie măcar îmi place. Dacă vă place, să dați like. Un like. Sau câte like-uri vreți. Știți ce am uitat să facem? Am uitat să facem... nu e vorba de aripere, nu e vorba de cert. Am uitat să-i facem... Ghiciți ce? Am uitat... Stai că nu mai știu ce am uitat, ce ar trebui să... Am uitat să-i facem... Nu știu dacă mi-amintesc, atunci o să vă spun. Mama, voi la pixul. Este cu scripici, că le colorează cu scripici. Iar să nu redă, o să-i facem și ei o sprincen și mai gruntat. Așa mai merge, zic și eu. Așa. Ok, și vom la roșu și vom... Face aici un milion de ani cu roșu. Fi cam lung acest videoclip, cred. Până colorăm. O să zic că ei nu i-au făcut picături de sânge. Măcar avem cu cine vorbi sau am cu cine vorbi. Aici. Tine sau cu voi, iar noi vom... și vreau să vă spun, dacă știți cum o cheamă pe ea, să-mi scrieți în comentarii. Eu nu știu, așa că i-am dat numele Curcubeua. Că ea are semnul cu Curcubeu. Zenul. Are un soare, Curcubeul și un orișor. Unde se ascunde soarele un pic, se vede jumate din soare. Știți cum o cheamă? Să-mi scrieți în secțiunea de comentarii. Și da. Ok, să facem petele. Oh my gosh, îmi place să fac pe Pingamena. Cred că o să fac un post, o să fac un... albumul ăsta să pun mai pune periculos de ceilalți pune. Dar Pinky nu-i periculoasă când e ea ne așa magie, când nu e vrăjită și o moară pe timpul deși și pe toate cele. Deci să facem aici un pic cu sânge. Bata. Să facem aici un cuce sânge din burta la rainbow, al rainbow. Aici așa. Și acum să facem și aici la să facem cu galben semnul. V-ați dat seama că semnul la rainbow deci seamănă ca steagul României. Ciuda. Să facem și mărul apple de groșul. Și să continuăm. Ok, să facem și cecuțitașul. Cu sânge
Deci se pare că peste tot mai sânge. Sunt Pinky. Și... aici un pic de sânge ca să pară că a băgat jumătate din budeș. Da, și că mă place de desenul, zic eu. Că e frumușel. Voi apăsa și să primească o nuanță mai închisă. Ok, și acum voi lua unul. Și o facem încet. Că una mai deschisă. Ok, da. Și e Pinky. Nu se vede rozul pe care l-am dat rozul. Facem masa cu gri. Deci nu prea îmi place filmul ăla, era groaznic de urât. Deci plâng când îl văd. Da, nu e adevărat, nu plâng. Plâng pentru un film, adică pentru un desen sau ceva de genul. Serios? Să vorbim serios! Am nu, am făcut cu alb altru loc de roză. În fine, semnul lui Twilight. Așa, facem lumina. Să te mult îmi place să fac video, clipuri cu voi. Ok. Vă știți că drujba tatăl meu este așa. Mă rog. Adică doamne, mă rog. Din asta așa să facem și cuțitul așa. Deci e foarte frumos când colorez punii. Sau când fac punii. Sau când fac orice cu punii. Dar nu fac punii. Sau fac ceva cu punii. Îmi place foarte mult să-i decorez și foarte multe. Deci nu mă pot opri. Când încep să fac ceva cu ponii, vă jur, nu mai mă pot opri. Numai dacă beau, cum se zice, știți voi, Fanta de struguri, aia mă oprește din energie, îmi consumă energia. Nu știu cum, dar îmi consumă energie, ce fac? Cumva îmi consumă. Ok. Acum o să-i facem semnul lui Colini. Și așa, să facem patul. Ok, nu e de tot terminat, să facem patul. Deci, aceea, spate mă îngăliți. Niște aparate, sunt niște cărlige care prind aripile lui Rain Budeș. Îmi pare rău, îmi pare foarte mai rău. Vă știți de ce nu mai vine curcubeul? Fiindcă Rain Budeș e mărtă. Deci asta e desenul și asta e jos. Asta e tot desenul. Ok. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Pa! One, two, three.